cum a fost anunțat la Bucharest Party, suntem încântați să vă anunțăm întoarcerea unuia dintre cei mai respectați wrestleri din toată Europa, The Lord of the Manor, Paul Tracy, veteranul de 17 ani și fostul NWA Commonwealth Heavyweight Champion, NWA British Heavyweight Champion, 01 Japan United National Champion, Irish Heavyweight Champion și Scottish Heavyweight Champion, a concurat prin toată lumea, fiind prezent cam prin toată Europa, făcând tururi regulate în Japonia, America și Canada. Omul din înalta societate a promis că îi va nimici pe oamenii de rând din București dacă nu promit să-l idolatrizeze. După ce au examinat atent meciul de la Bucharest Party, managementul RWA a confirmat că Party Ian Colby a intervenit și l-a costat pe Future Shock Tom Fulton înfrângerea în meciul cu Nitro. Prin urmare, RWA a decis să îi acorde lui Fulton o altă oportunitate să se revanșeze împotriva unuia dintre cei mai buni wrestleri europeni, The Lord of the Manor, Paul Tracy. După cum am putut vedea, puștul de 14 ani Super Mario Mihai a învins toate cotele și a reușit de nicăieri să câștige Lowland Scramble-ul, el urmând să-l înfrunte pe meschinul wrestler veteran din Scoția, Lowland Superstar, Glenn Dunbar. În timpul meciului Lowland Scramble, DG Bogdan și Kid Romania s-au eliminat reciproc. Dar nu s-a oprit aici, bătaia a continuat chiar și în culise, motiv pentru care managerii RWA au decis să îi lase pe cei doi să își rezolve diferențele în ring la RWA Return of the Lord. După înfrângerea surprinzătoare în fața lui Super Mario Mihai, în martie, mașinăria albă se tot roagă de managerii RWA pentru oportunitatea de a egala scorul în fața starului de 14 ani. După 4 încercări consecutiv eșuate, mașinăriei mascate i-a fost refuzată orice altă oportunitate de a îl înfrunta pe Mario. Managerii RWA i-au comunicat mașinăriei albe că trebuie să arate că încă mai poate găsi calea victoriei împotriva unui oponent misterios la RWA Return of the Lord. Asta pentru a putea fi luat în considerare pentru alte meciuri în cadrul show-urilor RWA. Bineînțeles, singura cale de a afla cine este oponentul misterios al mașinăriei este prin a fi prezenți la RWA Return of the Lord pe 7 octombrie. Suntem încântați să îl avem din nou în ring pe The One Man Mosh Pit, Alin Rocks, acolo unde îl va înfrunta pe periculoasa mașinărie neagră. Bilete pentru RWA Return of the Lord sunt disponibile online pe RomanianWrestling.com și pe Facebook shop-ul nostru. Tichetele pot fi plătite online sau cash și ridicate de la Source Wrestling School Romania, înaintea show-ului.